privirea asta racursii a, într-o lume, într-o lume a țăranului, într-o lume a obiectului construit de om, iar obiectele sunt niște obiecte care își au vechimea lor, sunt niște urme, dacă ne legăm de titlul, umbrite sunt urmele, sunt niște urme ale unui timp trecut, să spunem. Și sunt niște obiecte extrem de, de precis alese, așa, și care sunt puse într-o relație plastică cu un tip de imagine care nu explicitează, ci să zicem, completează un discurs. Iar aici avem o ancoră foarte precisă către evenimentul recent al Japoniei. Iar bucla e încheiată de raportul ăsta între Daniel Turcea, tradus în japoneză, și imaginea asta atât de recentă și tulburătoare, într-un fel, oamenii stau la coadă la apă, într-un desen tulburător, aș spune. Și e o metaforă aici, oamenii stau la coadă la apă, iar ulcioarele sunt pline cu apă. E o legătură foarte precisă și e o bucurie a metaforei, aș spune. Și cred că asta e cheia de descifrare a lor. Faptul că lucrurile stau într-un anume fel împreună și că nu dialoguează explicit, ci dialoguează metaforic și lasă omul să guste aerul dintre ele.